Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician, inițiator al campaniei Stop Autismului Virtual, membru fondator și președinte al Asociației pentru Sănătatea Mentală a Copilului. Astăzi, iată, abordăm un nou subiect. Noi am făcut câteva episoade, aș putea spune, în care am vorbit și despre expunerea copiilor la ecrane, de asemenea despre cyberbullying și rețelele de socializare. Acum, iată, despre autismul virtual, pornind discuția noastră de la tulburarea de spectru autist, prescurtat TSA. Cartea Tulburarea de spectru autist, Ghidul complet pentru înțelegerea autismului, de Chantal Cecil Chira, o carte publicată în colecția Parentaj, pe care de asemenea vă recomandăm cu drag și pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald. Ce este autismul? Să-l punem așa, într-un cadru general, tulburarea de spectru autism, și apoi această, i-am putea spune, anexă, da? Tulburarea de autism virtual sau autismul virtual, și în ce condiții apare autismul virtual la copii? Aș pleca în primul rând de la ce nu este autism. Autismul, în primul rând, nu este o boală. Nu se poate diagnostica medical prin niciun fel de analiză medicală. Și nu există niciun tratament medicamentos care să vindece autism. Ce este de fapt autismul? Este o tulburare de neurodezvoltare neurobiologică, dar mai precis este o tulburare de neuroconectivitate. Adică, din anumite cauze, nu se creează cum trebuie rețelele neuronale la nivelul creierului. Se creează ori prea multe, ori prea puține, de cele mai multe ori, pe anumite arii de dezvoltare. Și din această cauză, acești copii au disfuncții foarte mari legate de socializare, de interacțiunea umană, de tot ce înseamnă dezvoltarea limbajului, apariția și dezvoltarea lui. Și bineînțeles că sunt destul de disfuncționali legate de modul în care noi, ca oameni, ne desfășurăm activitatea. După manualele de diagnosticare, și cel american și cel european, autismul este de fapt o sumă de comportamente. În manualele respective avem undeva între 12 și 15 comportamente și dacă bifăm undeva la minim jumătate din acele comportamente, se poate pune diagnosticul de tulburare de spectru autist. Ca și semne, ar fi bine să le cunoaștem pentru a ne da seama dacă un copil are o astfel de tulburare. În primul rând, copilul nu mai are interacțiune vizuală cu adultul și nici interacțiunea auditivă. Deci pare că nu ne vede când vorbim cu el și pare că nu ne aude. Îl strigăm pe nume, nu are nicio reacție, nu are contact vizual deloc cu adultul. Nu arată cu degetul. Deci bebelușul de la 8-10 luni deja trebuie să arate, când își dorește ceva, să arate cu degetul în direcția obiectului respectiv. Nu înțelege limbajul simplu. Bebelușul, la fel, de la 8-10-12 luni, cel târziu, când îl întrebi unde-i mama, se uită în direcția mamei, unde-i tata, se uită în direcția tatălui, unde-i biberonul, se uită la biberon. Deci are acest limbaj receptiv, partea de înțelegere cât de cât a comunicării. Și de cele mai multe ori, datorită faptului că aceste mecanisme nu se dezvoltă corespunzător, apar comportamentele numite noi stereotipe și repetitive. Copilul lor, întregi, dacă l-ai lăsa, ar învârti un pix pe degete sau ar alinia obiecte sau ar flutura un obiect în fața ochilor sau ar închide și ar deschide uși, ar învârti roțile la mașină. Fiecare copil își găsește, din păcate, un comportament care îi oferă o plăcere foarte, foarte mare și care de fapt nu îl lasă să se dezvolte. Și de ce apar de cele mai multe ori aceste comportamente? Pentru că noi, ca oameni, suntem foarte dependenți de interacțiunile sociale și bebelușul la naștere e programat genetic să își activeze mecanismele astea de interacțiune socială. La 2-3 luni, când te duci în fața unui bebeluș, el deja e fericit când te vede. Dacă vorbești cu el, deja începe să gângurească, nu mai poate de plăcere. Și atunci
de fapt se activează mecanismele pe producerea de hormonei plăcerii pe interacțiunea socială, vorbind de serotonină și dopamină, și în felul acesta copilul va mai căuta astfel de comportamente. De aceea copilul are contact vizual cu noi, de aceea apar mecanismele dezvoltării, până la urmă, motoarele învățării, să spunem așa, capacitatea de imitare, pentru că mie îmi place de tine, că mă ofer plăcere neurologică și încep să te imit. Am și motivația respectivă să mă uit la tine și să te imit, să fac ca tine. Limbajul receptiv la fel apare, că sunt atent la tot ceea ce spui tu și încep să asociez. Numești mașină, văd că ai pus mâna pe mașină. Copilul deja de pe la 6 luni face niște statistici fantastice în căpșorul lui acolo. Dar are nevoie de această interacțiune directă cu obiecte, cu persoane. De aceea, de cele mai multe ori, spuneai tu despre autismul clasic și autismul virtual. Autismul clasic, să-l numim așa în ghilimele, este acea tulburare în care există niște mecanisme defecte pe tot ce înseamnă procesul de creare a sinapselor. Spuneam că autismul este, de fapt, o tulburare de neuroconectivitate. Deci ceva undeva este defect. Pot fi tulburări genetice, pot fi tulburări metabolice, pot fi tulburări neurologice, pot fi tulburări inclusiv psihologice, blocaje psihologice foarte, foarte mari pe un fond din acesta de hiperprotectivitate. Care ar fi diferența dintre autismul clasic și autismul virtual? Autismul virtual apare datorită consumului excesiv și aici vorbim de, în general, de bebeluși până în 2 ani și când vorbim de consum excesiv, vorbim de peste 4-5 ore pe zi în fața ecranelor. Pentru că 4-5 ore pe zi în fața ecranelor, cantitativ, înseamnă undeva între 50 și 80% din perioada de veche a copilului. Deci copilul, în loc să să interacționeze uman cu persoane, chiar dacă mama e în cameră, dacă copilul stă doar cu o tabletă în mână sau în față, el nu interacționează cum trebuie cu mama, mai ales că noi bărbații, dar și băieții la naștere, dacă suntem concentrați vizual către ceva, suntem un pic surzi, nu mai putem procesa mai multe sarcini odată cum o fac fetițele. De aceea și incidența în autismul clasic, dar și în autismul virtual, e undeva de 4-5 ori mai mare la băieți. Care e diferența? Nu avem, ca să fac o glumă, nu avem suficientă atenție distributivă. Corect, da, nu avem această pentru că corpul calos care face este puntea interemisferică, la femei conține cu 30-35% mai multe fibre nervoase și lucrurile acestea le ajută să poată avea o atenție distributivă. Sunt și niște mecanisme genetice, femeia în general a fost învățată să aibă și trebuie să aibă grijă de copii până la urmă, dar la același timp să facă și fel de fel de activități și în felul acesta s-au creat niște rețele neuronale care o ajută foarte mult pe lucrul acesta. Deci plecasem de la această idee, care e diferența dintre autismul clasic, unde spuneam că sunt niște mecanisme defecte, și autismul virtual. Ambele sunt niște tulburări de neuroconectivitate. Cum spuneam, din anumite cauze nu s-au creat rețele neuronale. În autismul clasic ceva defect, pe când în autismul virtual nu neapărat că a fost ceva defect sau defectul a fost destul de mic, dar copilul n-a primit informație senzorio-motorică și socio-afectivă corespunzătoare stând foarte mult în fața unui ecran și nu și-a dezvoltat rețelele neuronale. Și copiii cu autism clasic și copiii cu autism virtual întrunesc toate condițiile acelea de a pune diagnosticul. Ei au comportamentele după manualele de diagnosticare să se încadreze la tulburarea de spectru autist. Autismul virtual, nefiind un diagnostic medical, acești copii sunt diagnosticați cu autism, pentru că, spuneam, acele comportamente există. Singurii care pot face o diferență sunt terapeuții, psihoterapeuții sau cei care lucrează, logopezii, care lucrează efectiv cu acești copii, pentru că ei primesc diagnosticul de autism, dar dacă știm că a avut în istoric o anamnestică, consum de ecrane, clar eliminăm ecranele și începem procesul de recuperare. Ideea este că autismul virtual se confirmă la acei copii care au o recuperare foarte rapidă. Și în studiul pe care eu l-am publicat în 2018, am relevat faptul că acei copii care au autism virtual se recuperează în medie de 4-5 ori mai rapid pe ariile importante de dezvoltare și care sunt afectate în autism. Vorbim de socializare, limbaj și cogniție. Deci vedem o recuperare rapidă și atunci concluzia este că, de fapt, acei copii aveau o tulburare de neuroconectivitate la care apăreau acele comportamente specifice pentru a putea pune diagnosticul de autism, dar nu neapărat că era ceva defect, ci pentru că
copilul n-a fost stimulat corespunzător. De aceea, când am eliminat cauza, consumul foarte mare de ecrane, și am început recuperarea, nefiind neapărat ceva defect, copilul a început să-și creeze rețelele neuronale și recuperarea se realizează destul de ușor și cu un pronostic foarte favorabil. Dacă în autismul clasic avem undeva un procent între 48 și 50% de copii recuperați și integrați în societate, dar vorbim de niște resurse foarte mari. În autismul clasic se lucrează undeva între 6 și 8 ore pe zi. În autismul virtual, de cele mai multe ori, am lucrat 2 și foarte rar 4 ore pe zi și procentul de recuperare este undeva aici, între 80 chiar 90%. Deci, mă auzi? Da, te aud. Așa, da. Deci aici ar trebui să vedem, pentru că din păcate nu neapărat privarea senzorio-motorie este foarte gravă, cât privarea socioafectivă. Copilul acela nu mai primește plăcere din interacțiunea socială, pentru că el nu mai are ocazia să interacționeze social, să ne conectăm unii cu ceilalți, copilul cu mama, cu bunica, cu cine este acolo, în general. Iarăși sunt anumiți copii pentru că de cele mai multe ori în autismul virtual avem cele două extreme. O extremă cu această ignorare a copilului, să nu numim neglijare, dar o ignorare a copilului la nivel senzoriu-motor socioafectiv, pentru că stă foarte mult în fața unui ecran, dar în extrema cealaltă avem hiperprotectivitate. Adică copii care nu apucă să ridice degetul, să ceară ceva, că tot timpul mama, bunica, tatăl anticipează ce își dorește copilul și îi oferă. Și atunci copilul nu mai dezvoltă mecanisme de reziliență, de a face față stresului, de a se descurca singur, de cele mai multe ori și pe un fond anxiogen, adică o moștenire anxioasă genetică de la unul din părinți, unul din bunici, până la a treia generație, până la străbunici, copilul rămâne blocat în niște elemente, nu încearcă să facă lucruri noi, nu are încredere, nu are curaj să facă lucruri noi și atunci găsește o activitate din această stereotipă repetitivă, pentru că, vedeți, creierul are nevoie de acești hormoni ai plăcerii, de serotonină și dopamină, hormoni care noi, vă spuneam, îi primim în general din interacțiunile sociale, numai că dacă copilul nu îi primește corespunzător din activitățile acestea sociale, caută să obțină din altfel de activități și își găsește un joc din acesta care de cele mai multe ori nu are nicio logică. Vă spuneam, ia mașina, o întoarce cu roțile în sus și învârte la roțile alea, ore în șir. Ideea este că spuneau niște cercetători din Franța că au făcut un studiu legat de stereotipiile copiilor cu tulburare de spectru autist și spuneau că s-a descoperit că acești copii descarcă serotonină și dopamină, care sunt hormonii plăcerii, undeva de 2-3 ori mai mult decât în timpul unui contact intim între adulți. Deci vorbim de vârful maxim de obținere a plăcerii și copilul descarcă o cantitate de 2-3 ori mai mare pe acel comportament. Și copilul, în felul acesta, intră într-o buclă din aceasta. Mie îmi place să fac comportamentul ăsta pentru că îmi descarcă hormoni, foarte mulți hormoni ai plăcerii, dar comportamentul ăla nu mă dezvoltă absolut deloc. Și el se învârte în jurul acelui comportament ca câinele acela care se învârte în jurul cozii. Și din păcate nu se poate dezvolta. De aceea e foarte important să sesizăm aceste comportamente, să încercăm să eliminăm obiectele sau locurile cu care copilul activează tipul acela de comportamente, să eliminăm potențialele cauze și vă spuneam, eu personal, în ultimul timp, la majoritatea copiilor cu autism, am identificat acest consum excesiv de mediu virtual. Nu înseamnă neapărat că toți copiii sunt afectați de mediu virtual. Trebuie să înțelegeți că nu toți copiii care se uită la ecrane fac autism virtual, cum nu toți copiii care au autism sau au comportamente de autism, chiar dacă s-au uitat la ecrane, înseamnă că au autism virtual. Noi numai începând acel proces de recuperare ne putem da seama dacă se confirmă acel autism virtual. Și mai ales, apropo de ce spuneai tu, cred că incidența este foarte mare și acolo putem să vorbim de premisele apariției sau instalării autismului virtual la copiii foarte mici. Da, pentru vorbim că de una copii... Da, una este să ai probabil, una este să un copil mic de, hai să spunem cât, un an de zile, un an jumate, chiar 2 ani, să stea 2 ore pe zi
în fața unei tablete în timp ce mănâncă, sau în fața unui telefon, sau în fața desenelor animate la televizor, și alta e aceste două ore să le aibă un copil de 9, 10 sau 11 ani, unde lucrurile stau puțin, puțin diferit. Și atunci ar trebui să mergem și pe recomandările privind consumul de ecrane asupra copiilor în funcție de vârstă. Noi în Europa avem o recomandare care e destul de seacă, așa, Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că până în 5 ani ar fi bine să copiii să nu stea mai mult de o oră. Și atunci ne bazăm în general când facem astfel de recomandări pe recomandările Academiei Americane de Pediatrie. Sunt niște studii ample, ei au reînnoit în 2016 aceste recomandări, sunt bazate pe 49 de studii, sunt studii legate de probleme de alimentație, probleme de somn, probleme de dezvoltare cognitivă, dezvoltarea limbajului, probleme de atenție, de motivație. Și dânsii spun în felul următor: până într-un an jumate, bebelușii ar trebui să nu stea deloc în fața ecranelor. Între un an și jumătate și doi, maxim o jumătate de oră, dar numai cu un adult în preajmă care să explice tot timpul ce se întâmplă în fața unui ecran. Exact. 2 și 6 ani, maxim o oră, și între 6 și 12 ani, maxim 2 ore, și acolo neapărat verificat conținutul, să nu fie limbaj licențios, să nu fie violență. Și iarăși, deci pentru un copil, pentru un copil, hai să zicem, pentru un băiat de 13 ani, este recomandat undeva în jur de 2 ore, 2 ore jumate până în 3 ore pe zi. Da. Asta ar fi limita. Cel mult. Cel mult. Cel mult ar trebui, pentru că altfel îi afectează în primul rând relațiile sociale, îi afectează principiul motivațional, pentru că cum afectează ecranele? Ecranele emit în general în format clasic pe 25 de cadre pe secundă. Dacă vorbim de transmisiunile HD, vorbim chiar de peste 50 de cadre pe secundă. Deci creierul, mai ales creierul unui bebeluș care este în formatare, el învață să primească informația din mediu, învață să primească informația la tipul acesta de viteză, minim 25 de cadre pe secundă, să primească plăcere neurologică, pentru că vizionarea unui ecran descarcă la nivel cerebral substanțe pe care le întâlnim în gama opiaceelor, deci vorbim de heroină, morfină, codeină, și ceea ce mi se pare cel mai grav este de fapt că fără să depună niciun efort. Deci creierul copilului învață să primească informația la o viteză mare, să primească plăcere fără să depună niciun efort. Autismul virtual, din punctul meu de vedere, este doar vârful icebergului. Există foarte mulți copii cu probleme de atenție, de motivație, de... Ce se întâmplă cu un copil? Nu a declanșat autism virtual, a reușit să își depășească anumite etape de învățare și reușește să învețe din mediu. Dar ce se întâmplă cu un copil care stă foarte mult în fața ecranelor? Primul lucru, în general, ajunge la grădiniță. Și la grădiniță, doamna educatoare, oricât de tinerică, sprintenică și frumoșică ar fi dânsa, nu se mișcă cu 25 de cadre pe secundă. Și e un pic interesantă pentru mine. Această doamnă care e un pic interesantă are pretenția să înceară să fiu atent. Ori atenția e un proces care presupune un anumit efort. Ori creierul copilului s-a învățat să primească plăcere la o anumită viteză fără să depună efort. Și acum cineva neinteresant îi cere să depună efort fără să-i ofere nicio plăcere. Și de aceea avem copii cu deficit de atenție, copii cu hiperchinezie, cu copii cu probleme de motivație până la acea formă de abulie, de lipsă a voinței. Îl pui să facă un lucru foarte simplu pe care știe să-l facă, îi oferi și o recompensă și el renunță. N-are niciun pic de voință și e foarte greu de lucrat cu acei copii, pentru că e foarte greu să-l motivezi să facă un anumit lucru. Ori noi ca adulți trăim într-o societate în care minim 80-90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem niciun chef să le facem. Numai că avem niște motivații în spate, de cele mai multe ori, într-adevăr, sociale. Nu ne place să mergem la serviciu, nu ne place să venim acasă și să gătim în fiecare zi sau să facem curat sau să duc copilul la meditații, sau... dar trebuie să facem lucrurile acestea, avem niște motivații sociale în spate. Nu-mi place să fac curat, dar când am terminat curățenia, creierul meu descarcă serotonină și dopamină că vine în felul acesta. Da, pentru că există confort, știi? Ți-e greu să te apuci de acea activitate, da? Este, într-o oarecare măsură, este solicitantă, dar în momentul în care vezi efectele, vezi rezultatul, acționează și asupra ca tonus psihic. Da, pentru că creierul, în curățenie și în... serotonină și dopamină. Și anulează tot efortul ăla pe care eu l-am depus până atunci. Da.
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre autismul virtual. A fost alături de noi Marius Teodor Zamfir, psiholog clinician, inițiator al campaniei Stop Autismului Virtual, membru fondator și președinte al Asociației pentru Sănătatea Mentală a Copilului. Am venit ca de fiecare dată înaintea dumneavoastră și cu o recomandare de carte, o carte pe care o recomandăm cu mare drag atât părinților care au, să spunem, copii cu această tulburare de spectru autist, dar în egală măsură și cadrelor didactice, consilierilor școlari psihologici, dar și psihologilor, psihoterapeuților. Tulburarea de spectru autist, ghidul complet pentru înțelegerea autismului, de Chantal Cecil Chira, o carte publicată în colecția Parentaj, pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald. Mulțumim aici foarte și mult. Aș interveni și eu un pic să recomand și eu cartea, pentru că am citit foarte multe cărți despre autism și această carte pe care tu mi-ai dăruit-o, vreau să spun că este un fel de sinteză, de esență a tuturor cărților. Deci are foarte, foarte multe informații despre metode, despre terapii, despre o carte foarte, foarte bună. Deci iată, cu atât mai mult se întăresc cele spuse de mine. Marius Teodor Zamfir recomandă și el această carte, Tulburarea de spectru autist. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!